Da, mă urmăresc, dar note nu-mi dau. Nu, nu. Mai glumim o dată, știi, că ne mai distram cum era la Dansez pentru tine. Cu 10. 10, știi? Nu, mă urmăresc la televizor și știu că le cunosc evoluția de când erau mici. Când erau mici erau foarte derutate, că nu știau, eram acasă, ziceau, tati, dar tu de fapt unde ești? Ești în televizor sau acasă? Și eu ziceam, sunt acasă. Nu, le place când sunt la televizor. Cred că sunt și mândre de acest lucru. Ne bucurăm, în general căutăm ca vineri seara să stăm în familie, pentru că consider România au talent și Vocea României două emisiuni la care te poți uita cu familia întreagă. Da. Dar nu știu, mi se pare, cred că sunt obișnuite și cu două pe care tu îl formezi cu Smiley. A, da. Și bineînțeles că am trecut iarăși prin toate fazele în care ale mele fetițe erau îndrăgostite de el, în care, normal, tati era tati, dar vai, cum arată Smiley, vai, dar nu știu ce. Da, adică...